Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Poate că vă era dor de mine, poate că nu, dar totuși am simțit să fac acest videoclip în legătură cu iepurașii. Și că m-ați tot întrebat când voi mai posta, dacă voi mai posta, dacă nu voi mai face, uite că am revenit cu un alt clip și vreau să vă anunț că cât de curând mă voi apuca să continui construcția cuștii pentru iepurași. Și de ce spun asta? Pentru că am scăpat, să zic așa, de anumite cheltuieli și am să mă focusez în principal pe construcția acestei cuști. După cum vedeți și voi, n-am mai făcut nimic la ea, însă începând de luna aceasta voi mai cumpăra niște lați, pentru că i-am pe aceștia pe care îi vedeți în imagini, 5 bucăți, da? Și va trebui să mai cumpăr niște lați ca să mai iasă încă o ramă ca aceasta, după care, evident, să le ridic în picioare și să mă apuc de acoperiș, urmând să cumpăr OSB-ul, să căpăcesc rama și, bineînțeles, să finalizez oarecum cuștile. După cum vedeți, și în spatele casei, exact așa cum v-am spus, am dat cu sămânță de lucernă. Anul acesta, din păcate, n-a ieșit foarte, foarte bine, însă fiind primul an am înțeles că în general așa se întâmplă, nu iese foarte, foarte bine lucerna, dar sperăm ca la anul să se facă lucernă pentru a putea da la iepuraș mâncare. Și după cum v-am spus, am în minte mai multe proiecte anul acesta și anul care va veni, bineînțeles, printre care aș vrea ca pe canalul acesta principal să rămân cu o anumită rasă de iepurași și voi vrea să mai creez încă două canale care voi posta videoclipuri cu alte două rase de iepurași. Adică aș vrea să mergem pe un canal pe o anumită specie de iepurași, să nu le mai amestec. Și de asta am ținut să fac un videoclip astăzi în care să vă explic că în perioada următoare voi reîncepe să postez videoclipuri pe canal. Momentan voi reîncepe să postez cu etapele construirii acestei cuști pentru iepurași, pentru că, după cum v-am spus, urmează ca săptămâna viitoare să iau niște materiale și să mă apuc să mai fac încă un cadru din acesta de lemn, ca să îl pot căpăci după cu plăci de OSB. OSB care s-a mai ieftinit în ultima perioadă și încă stau și mă gândesc la grosimea plăcii de OSB, ce grosime să aleg pentru placa de OSB. Dacă să fie de 6 sau dacă să fie de 10. Dacă stăm bine și ne gândim, este cam dublul grosimei, dar nu știu dacă mă va ajuta atât de mult să pun de 10, deoarece peste plăcile de 6 mm de OSB voi pune spumă de asta de izolat. Așa că probabil că voi merge pe cele de 6 mm. Iarăși, ca un mic update, poate că unii dintre voi știți care mi-ați urmărit videoclipurile, îmi doream foarte, foarte mult un cățeluș, un buldog francez și într-un final am reușit să îmi achiziționez unul, să fac rost de unul și acum pot spune că viața mea este mai frumoasă pentru că am un prieten cu mine în casă. Am să vă las un videoclip aici cu el ca să vedeți și voi despre ce cățeluș este vorba și cum arată el. Deci, cam asta am avut de zis. V-am zis, în perioada următoare urmează să mai fac câteva filmulețe cu etapele construirii acestei cuști. Momentan, anul acesta, nu cred că voi reuși să cumpăr iepurași, pentru că nu cred că voi reuși să dau la gata cușca pentru iepurași, dar undeva în primăvară, mai mult ca sigur, vom avea familii de iepurași în această cușcă. După cum vedeți, cușca este construită pe 3 etaje, fiecare etaj având câte 4 cuști. Asta înseamnă 12 cuști pe o parte cu 12 cuști pe o parte, cam așa l-am gândit eu. Iarăși cușca are 1 metru pătrat, cușca are 1 metru pe 1 metru, deci 1 metru pătrat. Zic eu, destul spațiu pentru a putea crește
orice rasă de iepuraș dorești. În principal, eu acum aș vrea să mă axez pe rasele mari, pentru că, după cum știți, la mine pe canal ați văzut numai rase medii, însă nu mă voi lăsa nici de rasele medii, mai ales că am început cu neozelandezul alb și voi continua cu neozelandezul alb, dar în principal aș vrea să cresc curiaș german și berbec german, rasele astea două care îmi plac foarte, foarte mult. Și bineînțeles, neozelandezul alb, probabil neozelandezul roșu și alb vienez, albastru vienez. Voi merge pe foarte multe rase, ce-i drept, dar spun asta pentru că aș vrea ca pe viitor să încerc să fac ceva cu blănițele lor. Dacă între voi, cei care creșteți iepurași, se regăsesc și oameni care știu să tăbăcească pieile iepurilor, chiar aș vrea să-mi scrieți în privat, pentru că și eu vreau să fac acest lucru. Mă gândesc pe viitor să fac ceva cu blănurile de la iepurași. Am ceva frumos în minte. Și după cum v-am zis, nu numai asta, aș vrea să mai fac și alte chestii superbe pe acest canal de YouTube, însă, v-am spus, voi crea alte două canale unde veți putea urmări fiecare rasă de iepurași în parte, despre fiecare vom vorbi, vom discuta și vom aduce cât mai multe informații despre ele. Cam atât am avut de zis momentan, vedeți și voi stadiul lucrării, nu s-a mai lucrat pentru că am fost focusat pe alte proiecte, să zic așa, dar am finalizat cu ele și v-am spus, undeva pe săptămâna viitoare, cu siguranță, mă voi apuca să mai construiesc încă un cadru ca acesta, le voi pune în picioare și după vă voi explica cum va veni construită această cușcă pentru iepuraș. Vă mulțumesc din suflet că încă mai sunteți alături de mine și că nu m-ați părăsit. Am văzut că sunteți într-un număr din ce în ce mai mare și vă mulțumesc pe această cale din suflet și o să ne revedem din ce în ce mai des din nou pe acest canal de YouTube. Însă nu uitați, pe viitor voi prezenta evident în videoclipurile mele, voi crea alte două canale unde ne putem vedea și discuta despre alte rase de iepurași. Până data viitoare, eu sunt Robert, vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături de mine. O zi bună vă doresc!